Și ies la iveală noi detalii din dosarul deschis de autorități în cazul incendiului izbucnit la un complex comercial din Cluj-Napoca. Potrivit acestora, flăcările care au afectat un supermarket au fost provocate intenționat. Primele verificări ale pompierilor în cazul incendiului din Julius Mall din Cluj-Napoca au indicat faptul că focul a fost provocat intenționat. Aceștia au declarat că autorii incendiului sunt trei tineri care ar fi aruncat un obiect pirotehnic de mici dimensiuni în zona depozitului. La scurt timp după aceea, flăcările au început să se extindă cu repeziciune. Reprezentanții centrului comercial au asigurat publicul că incidentul s-a produs în spatele mall-ului într-o zonă neaccesibilă și că situația a fost gestionată într-un mod profesionist, fără a afecta securitatea clienților. Activitatea centrului comercial nu a fost afectată, iar programul de funcționare a continuat în condiții obișnuite. În urma incendiului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de distrugere. Cei trei tineri urmează să fie aduși în fața autorităților pentru a se stabili cum vor fi sancționați.